Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit! Eu sunt Meme și, ca de obicei, vă reamintesc cât de minunați sunteți. Fac astăzi o citire pentru energia momentului prezent, pentru a vedea ce mesaje noi ne apar, ce se mai întâmplă în câmpul de energie, ce se mai întâmplă în mentalul colectiv. Sper că sunteți toți bine, luați de aici doar mesajele cu care rezonați cu adevărat și ce nu, lăsați deoparte. Ca de fiecare dată, vă rog să vă folosiți și discernământul în luarea deciziilor. Vă urez tuturor bun găsit, să fiți bine, să fiți sănătoși. Am mai avut două încercări anterioare de a înregistra, am fost întreruptă. Mi-a sărit starea, nu fac dacă nu simt ceea ce trebuie. S-a întâmplat ceva bruiaj în câmpul de energie, îl știu, îl simt. Sunt și atacuri energetice. Am aici turmalină neagră care respinge energia negativă și o trimite fix de unde vine. Am cristalul de cuarț alb care ajută la curățarea câmpului electromagnetic și la energie, la energie curată, la intuiție. Uite, văd Taj Mahalul. Nu știu ce legătură aveți cu asta, dar efectiv văd Taj Mahalul aici, templul din India, foarte bizar și pentru mine. Văd o mănușă de bucătărie. Atenție dacă folosiți cuptorul zilele acestea să nu vă ardeți, sau atenție la aparatele electrocasnice. Și aici mai văd o anume structură care seamănă cu un tank. Nu știu, poate vizitați vreun muzeu sau poate treceți pe undeva pe unde este un tank pur și simplu pus, poate nu unul veritabil, unul simbolic, dar este un tank militar, da. Mai avem aici un ochi, o senzație de ochi mici, o senzație de nisip în ochi, mai este prezentă aici. Văd doi oameni care se întâlnesc aici, unul dintre ei este mai timorat sau mai rezervat, celălalt este cu brațele deschise și se salută cu bucurie, dar unul dintre ei este mai entuziasmat. Este o lumină aici violet. Atenție la ochi, atenție la telefon, la lumina artificială. Toate aceste lucruri, să știți că sunt potențialuri. Tot ceea ce trăim noi se întâmplă acum și aici. În acest plan există toate frecvențele. Aici, în momentul prezent, există toate frecvențele, tot ceea ce există se întâmplă în paralel. În paralel. Este o lumină, vă vine o idee, găsiți un răspuns, aveți un răspuns, primiți o veste care vă bucură unii dintre voi. Pentru alții dintre voi văd animale de companie și foarte, foarte precis pisicuțe, dar și cățeluși. Este un cățeluș așa, culoare ciocolatie, cu năsucul scurt și fața ar părea că seamănă cu un Yorkshire Terrier, dar nu vă resumați doar la această rasă. Este un cățeluș de talie mică, oricum, care ar semăna, dar cu părul mai scurt de atât. Un cocoș, cocoșul galic, poate reprezintă ceva pentru voi, poate primiți vizite, cântă cocoșul și vin oaspeți neanunțați. Mai văd o codiță, da? O codiță tot de animăluți care este cumva tunsă și în vârful ei este ca un puf, ca un smoc și restul nu se mai vede ce se întâmplă aici. Sau atenție la animăluțe să nu fugă de lângă voi când ieșiți afară la plimbare. Văd un bust de femeie, o doamnă care posibil să fie însărcinată, să auziți o veste în această privință. Și văd un cap de dinozaur care are gura deschisă și este ușor furios. Fie neamul vostru cumva vă cheamă, linia ADN-ului vostru vă cheamă, aveți o apăsare și trebuie să rezolvați niște lucruri, fie cineva de la voi din familie care este mai în vârstă, senior, are o nemulțumire. Mai văd numărul 12, care poate fi mai degrabă 21, dar este 2 în poziție normală și 1 este așa culcat, foarte ciudat. Poate fi 2, energia feminină în picioare, energia masculină la orizontală. Nu știu ce înseamnă asta, văd o cupă, o cupă de vin, o cupă de șampanie, o cupă de martini, un cocktail.
o cupă de la asul de cupe, poate fi aici, în fine. V-am spus, ajută cristalul. Să vedem pentru voi mesajele. Cine nu rezonează, vă mulțumesc tare mult. Nu îndrum pe nimeni, nu alung pe nimeni, cum i-a mai scris cineva acum ceva vreme, ci pur și simplu nu are sens să vă obosiți să mai trimiteți mesaje, pentru că, după cum spuneam, timpul este atât de valoros încât îl voi aloca cu înțelepciune în direcțiile cu adevărat importante. La nivel de relații, la nivel de plan material, la nivel de plan emoțional, pentru voi, astăzi, mâine, săptămâna aceasta, când va fi să fie, primesc multe confirmări în comentarii că se întâmplă lucrurile la câteva zile după, da, pentru că timpul este dinamic, nu mai este ca înainte, nu se mai întâmplă lucrurile ca înainte, când era totul liniar, și atunci se poate manifesta oricând și oricum. Din nou, este absolut dificil pentru un om să poată recepționa, să poată decodifica situații foarte precise pentru fiecare dintre voi. Este nevoie de o sursă de energie enormă acolo, ori nu am ales o viață de eremit. Trăiesc și eu printre oameni, am și eu mintea distrasă. Fac ce pot ca să ajut, dacă considerați că vă sunt de ajutor mesajele. Să vedem mai departe. O ieșit două, ce interesant. Și avem trandafirul și numărul 12. Vedeți că l-am văzut și în cristal. Și shape shifting, sau cel care se mulează după situație, ceva de genul cameleon. Abilitatea de a prelua un chip și o înfățișare a altcuiva. Adică un fel de adaptare, dar shapeshifterii ăștia nu sunt neapărat o vibrație înaltă. Avem libelula, un simbol al fertilității, vedeți, ideea de pântec care naște viață, o vindecare a pântecului, poate fi pântecul, poate fi stomacul, poate fi un intestin aici, poate fi o sarcină, după cum spuneam, a cuiva. Avem planeta Saturn și Neptun, ambele retrograde încă, în semnul peștilor, în semnul care trece dincolo de planul fizic, o încredere pe care astăzi o aveți, o dobândiți pentru a realiza ceea ce vă doriți. Iar trandafirul, am și un ulei esențial așa, care se spune că are o vibrație foarte înaltă. Este simbolul iubirii, are spin, da, dar este o dragoste care merită, și aici avem planeta Venus și Luna din subconștient, o inimă străpunsă și niște vești. Mai avem aici deopotrivă și Luna și Soarele, dar avem un simbol complet. Poate la luna plină, când va avea loc pe 28, veți primi niște vești care vă eliberează de o durere în relațiile voastre. Tot așa mi-a mai scris cineva dacă pot să vorbesc despre ceva anume, altcineva despre ceva anume. Mi-este practic imposibil în cele 30 de minute, despre care oricum unii dintre cei care mi-au trecut pragul aici se plâng că sunt prea multe, că se plictisesc, să conțin atâta informație specifică. Nu am cum. Este un fel de zgâriat suprafața și cu titlu mai degrabă informativ. Avem angajament, numărul 4 și lebedele, și din nou ni se repetă această temă. Această temă, și avem și stelele aici, avem 8 stele, angajament la nivel de intimitate, de siguranță în relații, poate asta vă doriți, poate acolo trebuie să lucrați, avem o casă
4 în astrologie, care este casă karmică, legătura cu neamul, dar din nou cu neamul ancestral și cu neamul din această viață, din planul fizic. Poate aveți o soră, un frate foarte apropiat de vârsta voastră sau pe cineva care este chiar geamăn și faceți pace cu această persoană, cu fratele, cu sora. Poate aflați că sunteți însărcinate, doamnelor, cu gemeni sau domnilor, că veți avea gemeni, poate nepoții au gemeni sau aflați de la cineva. Este o posibilitate, o pistă foarte bună aici. Iar pentru alții dintre voi poate fi o idee de angajament stabil în relația de iubire. Și încă o mențiune, tot ceea ce relatez aici face parte din potențialitatea de manifestare a zilei de mâine, a zilei de săptămâna viitoare. Sunt potențialuri. Tot ceea ce vedem și dorim are nevoie de energie în spate și de un observator. Observatorul trebuie să fie aliniat gând, minte, suflet, pentru ca tot ce vă doriți voi să devină realitate. Sunt potențialuri de manifestare. Îți găsești pacea interioară, avem pacea și numărul 26, o zi liniștită sau o zi în care ar trebui să vă curățați câmpul electromagnetic, casa, să faceți băi cu săruri sau sufletul de povară. Avem și aici trandafirii care sunt albi, care înseamnă iertare, degeaba. Spuneți, nu iert, nu spun, nu funcționează lucrurile așa, îmi pare rău, n-am inventat eu lumea în care trăim. Și avem din nou ideea de a-mi întâlni ghidul spiritual, cu ce rezonați voi, îngerul. Eu vă spun că tot acest concept este o versiune anterioară a noastră, avem o versiune anterioară, un noi în trecut, un noi în prezent, dar și un noi în viitor. Să vă dau un exemplu. Atunci când regretați ceva în momentul prezent, alertați versiunea voastră din trecut să încerce să evite o greșeală pe linia temporală pe care voi sunteți acolo. Când voi aveți un dubiu în momentul prezent, este versiunea voastră din viitor care vă alertează pe voi să nu faceți greșeala pe care tot voi din viitor ați făcut-o. Dar trecut, prezent, viitor nu există. Există mai multe linii temporale, mai multe probabilități care toate se manifestă în acest moment prezent. Și voi comunicați prin subconștient, prin alfa și omega, prin telepatie, prin simțuri, prin toate clarurile, clar simțire, clar viziune, clar știință și clar auz, cu voi. Voi sunteți ghizii voștri spirituali. Deci veți avea un moment de intersectare cu versiunile voastre sau cu îngerii, dacă în asta credeți, cu cine vreți voi, cu acele tipuri de suflete de energie veți interacționa pentru a închide ceva. 19. Veți privi cu optimism următoarea perioadă. Se arată niște lucruri bune, întâmpinați niște oameni în viața voastră, se întâmplă efectiv pentru voi aici niște treburi care vă ajută. În relații avem cavalerul de cupe, avem judecata, avem faetonul și avem 7 de monede. Pentru cei care sunteți singuri, v-a plăcut anterior posibil cineva care a ales o altă cale, dar care și cu care vă intersectați și vă sincronizați acum pentru a putea intra în uniune cu această persoană. Pentru alții dintre voi vi se spune atenție, dacă cineva vă curtează, judecați limpede calea pe care doriți să mergeți și fiți un pic mai temperați, calculați și mai ancorați în realitate, nu este un moment pentru visare. Șanse bune sunt aici, însă este nevoie să fiți foarte pragmatici, pe de-o parte realiști. Am un parc de copii în față, îi auziți, îi salutăm. Pentru cei care sunteți într-o relație stabilă, partenerul, partenera,
vă oferă recunoștință, face ceva pentru voi, un gest cât de mic, dar face ceva care pe voi să vă elibereze, să vă dea un pic de timp liber, să respirați, vă dă spațiu. Este cineva cu care voi sunteți în relație de mult timp. Iar pentru cei care sunteți separați, aici așteptarea voastră poate da roade acum. Există o posibilitate de revenire, judecata, de înălțare. Există posibilitatea ca persoana la care vă gândiți voi să devină mai înțeleaptă, să nu se grăbească neapărat către voi pasional, dar să revină către voi mai înțelept, mai realist, mai pragmatic, mai pământean, așa. Ce ne spune judecata? 6 de cupe. Pentru cei care sunteți singuri, există cineva sau a existat cineva cândva care v-a plăcut vouă sau voi ați fost în mintea cuiva, cineva a fost îndrăgostit de voi și cumva se aliniază acele probabilități despre care vorbeam, potențialuri, pentru ca voi să vă întâlniți și să existe această reuniune, să spunem, chiar dacă voi nu ați fost într-o relație cu acea persoană și este de bine, este de suflet. Pentru cei care sunteți într-o relație stabilă, da, persoana voastră vă dă iubire, face niște lucruri mărunte în care pune iubire. Dacă erați certați, vă cereți scuze reciproc, pentru că și noi greșim, chiar dacă noi suntem aici toți în acest cadru. Iar pentru cei care sunteți separați, cu judecata și 6 de cupe aici, există potențial de împăcare. Dar aceste două cărți sunt foarte spirituale, de împăcare pentru cei care și-au învățat lecția, pentru cei care au un drum potențial de acum înainte, este pentru o anume categorie. Iar pentru alții dintre voi vă împăcați cu cineva din neamul vostru. Ce ne spune judecata? Asul de monede, potențial de manifestare din eter în concret, dar va fi nevoie de atenția voastră și să aveți o stare de pace interioară și de iubire necondiționată, să fiți cea mai bună versiune a voastră zilele acestea pentru a putea manifesta aceste lucruri, pentru că tot ce vă spun eu aici există deja. Doar voi vă aliniați la lucrurile acestea, potențialurile acestea există, sunt infinite. Pentru cei singuri, să intrați într-o relație cu cineva care poate fi, da, una de lungă durată, una de căsnicie chiar, o cerere în căsătorie, dar trebuie să fiți cu 7 de monede aici, să vă uitați și la experiența voastră din trecut, să vedeți unde ați ajuns, ce s-a întâmplat pentru a putea evolua acum în cea prezentă. 7 și 1 egal 8. Veți lucra, veți merge la drum. Potențialul să fie bine există. Dar trebuie să vă canalizați voi pe lucruri foarte concrete. Pentru cei care sunteți într-o relație stabilă, aveți parte de un cadou sau de o bucurie. Cadoul poate să nu fie neapărat material, ci să vă bucure ceva din partea omului cu care voi sunteți într-o relație care merită menționat aici. Pentru cei care sunteți într-o relație de lungă durată și nu sunteți căsătoriți, poate fi o cerere în căsătorie. Iar pentru cei care sunteți separați, după cum spuneam, se produce o aliniere în liniile voastre temporale și există potențial major de revenire. Dar a celor care acum, când încep această relație din nou, au un sens împreună, au învățat ceva, nu mai sunt versiunile lor anterioare. 7 de monede ce aduce aici. 6 de monede. Vedeți, sunt foarte multe monede și cupe. Emoții, apă și pământ. Pot fi semne de apă și de pământ, dar nu ne rezumăm doar la acest aspect. Aici este cineva care înainte a fost incorrect și acum cedează. Această persoană la care voi vă gândiți, indiferent de scenariul în care vă regăsiți, cedează. Dar la ce? Cedează la o idee profund împământată în conștiință, face un pas înapoi. Dacă sunteți persoane singure, după cum spuneam, cineva
face un pas înapoi către voi. Nu știu dacă se întâlnea cu altcineva sau știați care pe cineva. Acolo n-a mers o treabă și aveți voi cale liberă acum. Pentru cei care sunteți într-o relație cu cineva, veți fi apreciați. Este rândul vostru să. Cineva vă face o bucurie, timp, un cadou, o vorbă bună, vă ajută la treabă. Indiferent, primiți un cadou. Pot fi chiar și niște bani, o investiție. Bani intră în casă pentru familia voastră și acest lucru vă bucură extraordinar de mult pe voi și pe toți ai casei. Iar pentru cei care sunteți separați, 6 de monede aici ne spune că acum cineva face un pas înapoi și se intră în armonie. Fie bine de la drum, dacă nu sunteți în același oraș sau în aceeași țară, cumva venind înapoi se întâmplă un lucru. Vedeți ce înseamnă venind înapoi pentru voi. Pentru toată lumea avem cartea Uniunea, Căsătoria și numărul 3, o uniune care poate duce către copii, o uniune cu cineva din tinerețe, să spunem, o uniune care are legătură cu prima voastră dragoste pentru unii dintre voi sau o uniune care vă permite acum să iubiți ca atunci când v-ați îndrăgosti prima dată cu aceeași energie pură. Pe planul material avem 6 de spade, avem regele de băte, 3 de monede și roata destinului. Sunt absolut superbe cărțile acestea, de foarte mult timp voiam să mi le iau, nu știu cum le-am ratat. Oricum sunt fascinată de ele, unii își cumpără mașini și eu reinvestesc tot pentru voi și pentru arta vizuală. 6 de monede și regele de băte, pentru unii dintre voi cei care sunteți în poziții de conducere, finalizați un proiect, reușiți să duceți la capăt o lucrare, să predați un proiect, să vă aliniați la un termen, printr-o șansă, printr-o aranjare a unor evenimente, pentru că vă folosiți intuiția. Deci pentru cei care vă gândiți, uite și am vorbit despre eclipsă, ce bizar. Pentru cei care aveți o decizie de luat sau sunteți într-o poziție, veți găsi calea să rezolvați lucrurile care vă presează, dacă sunteți presați de timp. Pentru alții dintre voi este momentul să urcați ierarhic o treaptă, să primiți o poziție și va fi o șansă, ceva neașteptat, va fi ceva neprevăzut. Pentru alții dintre voi, rezolvați posibil ceva ce are legătură cu instanța, este casa lui Jupiter, ceva legat de lege, poate fi un partaj sau niște câini lătrând. Se aplanează un conflict, se aplanează o ceartă aici, la nivel financiar. Fie că vorbim despre familie, fie că ați fost dezavantajați anterior, se poate întâmpla acest lucru. Iar pentru cei care, nu știu, poate sunteți la pensie, veți găsi o cale să navigați prin această poveste financiară, printr-o șansă. Ori vă ajută cineva și va fi total neprevăzut și neașteptat, fie voi veți găsi o cale să rezolvați o provocare la acest nivel financiar, dar veți fi bucuroși. Există o șansă să câștigați ceva aici, nu știu, participați la un concurs, câștigați ceva. Ce aduce roata aici? Eremitul. Eremitul este arhitectul, notarul, juristul, procurorul, contabilul, profesorul, poate fi medicul. Deci va duce în cale o soluție avizată, o soluție specializată. Deci pentru tot ce am enumerat anterior, cineva foarte specializat găsește o soluție, un expert în domeniu, poate. Pentru alții dintre voi, veți găsi o cale să rezolvați, nu știu, lucrările la casă.
renovarea. Sunteți în renovare, rezolvați, construiți aceste lucruri. Veți găsi un specialist potrivit. Pentru alții dintre voi, chestiuni contabile aici vă apasă. Ce aduce 6 de spade? Nebunul. V-am spus, veți rezolva. Trebuie doar să aveți un pic de încredere și să nu vă activați frica și disperarea. Și regele de băte are 6 de băte. Succesul. Puteam să nici nu le mai scot, pentru că știam, am simțit că așa este. Veți rezolva niște chestiuni aici. Iar la nivel emoțional, oho, ce frumusețe, 10 de spade, o nouă eră. O nouă eră. Înlăturați o trădare. Vine pentru foarte mulți dintre voi aici o bucurie, ceva ce vă doriți de mult timp, ceva la care visați. Un entuziasm, văd aici optimism aici. Vă doriți ceva cu ardoare și are legătură cu o petrecere, cu relația, cu bucuria, cu o sărbătoare la care participați. Din nou, numărul 19, care era și aici. Aici. Veți primi ajutor, veți simți niște lucruri și veți lua o decizie atât de bună încât nu o veți regreta. Vă schimbați cumva o linie temporală, să știți. Foarte mulți dintre voi primiți acea cerere în căsătorie pe care o așteptați sau acea idee de stabilitate în relația voastră devine acum concretă. Ce lăsați în urmă cu 10 de spade? 10 de băte. Epuizarea, oboseala, tristețea. Încheiați cicluri aici, vă regăsiți pacea, vă regăsiți copilul interior, soarele ce aduce. 6 de cupe. Faceți pace cu cineva, cu cineva din neam, cu cineva din familie, cu cineva de la serviciu. Unii dintre voi vă pensionați, spuneți gata, am terminat. Alții dintre voi vă retrageți la un loc de muncă și vă bucurați pentru că vă așteaptă altul mai bun. Ce aduce 9 de cupe? Regele de cupe. Iubire. Iubirea cuiva pentru voi este aici. Iubire. Revine cineva cu iubire pentru voi, către voi. Sunt declarații de iubire aici. 4 de băte. Judecata. O împăcare. O revenire. Împăcarea cu cineva din neam. Împăcarea cu cineva drag. O cerere în căsătorie în sfârșit se întâmplă. Cineva se convinge. Cineva se convinge că are sentimente pentru voi. O persoană dragă vouă. Ia să vedem cum facem cu astea. Dacă vă deranjează sunetul, o să-l pun pe mut, nu vă speriați, revin când le-am amestecat. Gata. A căzut inițiala G, le voi înșira ca să le văd. Un căluț. Vă găsiți echilibrul. Vă găsiți echilibrul. Oricum ar fi, în picioare reveniți. Avem o chitară. Vi se întărește energia, vi se întărește imunitatea. Și o chitară. Poate oamenii la care vă gândiți voi, ce frumos, sunt artiști sau poate auziți ceva ce vă bucură extraordinar de mult sau o sincronicitate prin cântece, prin versuri. Pentru alții dintre voi un mesaj de la tata. Aici avem un creier și spune folosește-l cu înțelepciune. Exact cum am spus, este o zi în care trebuie să folosiți toată intuiția și toată rațiunea voastră foarte înțelept. Iar aici scrie foarte mic, un pic de răbdare. Nu lăsa fericirea ta să depindă de ceea ce poate într-o zi vei pierde. Adică trebuie să fii fericit tu cu tine în interiorul tău, nu să depindă fericirea ta de ceilalți. Nu exteriorul ne face fericiți. Asta este pacea interioară. Și gânduri mai bune care vă vine în gând. Am spus într-o citire anterioară, creierul este decodor.
O inimă, aveți o nasă în mânecă, aveți o reușită, un as de cupe. Uite cocoșul, că l-am văzut și în cristal. Îmi place să știți că, printre altele, Heca înseamnă și magie. Magie la nivel de energie, da, nu... Mambo-jambo. Roata destinului. O busolă. Roza vânturilor. Roza, trandafirul. Rose. O vibrație înaltă, iubirea. Cineva își găsește drumul către tine și către inima ta. Un arc al triumfului. Arcul de triumf. Un triumf. Aveți o realizare. Aveți un câștig. Un câștig. Unii dintre voi o deplasare. Alții dintre voi, atenție la articulații. Este un ciocanel din acela medical de la ortopedie sau neurologie. Posibil să faceți o vizită sau vă vindecați, uite, neuro, da? Să verificați ceva la coloană sau poate ar trebui să faceți un control la neurologie sau la ortopedie în funcție de ce vă doare sau la amândouă pentru a rezolva, pentru că veți avea o reușită. Aici spune că vorbesc fluent în citate din film. Poate aveți legătură cu industria cinematografică sau atenție la ce urmăriți voi în clipurile acelea. Trebuie să vă păstrați rațiunea. Cineva sigur rezonează cu mesajul. Aici este un mesaj care spune apă și ulei. Nu avem chimie, dar apa și uleiul stau și foarte bine împreună. Deci, asta înseamnă felul următor. Eu sunt eu, tu ești tu, nu trebuie să fim amândoi la fel, nu trebuie să depindă fericirea mea de tine, tu ai viața ta, eu am viața mea. Nu trebuie să devin codependent, nu trebuie să depind de tine, ci trebuie să înțeleg că eu sunt eu. Fericirea mea depinde de mine, a ta de tine și împreună suntem o echipă. Bună, cred că voi plânge. Cineva va avea aceste senzații de lacrimi în ochi, de bucurie. Am văzut aici, cineva vă primește cu brațele deschise sau o reacție a cuiva în ceea ce vă privește bună, la care nu vă așteptați. Avem un far aici, un foișor, un far, un oraș maritim, poate, un port. Vă găsiți direcția, sunteți ghidați pe direcție, avem statuia libertății, o eliberare sau poate peste graniță, treceți o graniță, ceva acte care au legătură cu o altă țară. Bună sunt eu, eu sunt problema, este de la mine, deci v-am spus cineva, cumva vă cere scuze, vă recunoaște meritele. Cineva care nu are încredere în sine, persoanele la care vă gândiți voi, își recunosc vina, cel puțin în sine a lor. Aici avem o cămilă, ceva legături cu Egiptul, poate. Sau ați dus o povară și este timpul să vă bucurați și de voi. Avem două căști, un apel telefonic și sunt și legate unele de celelalte. Un apel telefonic sau ceva din ce auziți, vă bucură auzul, două căști, sau atenție la vibrațiile din jur, un pantof, o ieșire în oraș, ceva devine foarte frumos, aici avem arcana, turnul, ceva neașteptat, o surpriză, o șansă, vedeți, o șansă, ceva neașteptat. Ai, poate fi o interjecție, te iubesc, sau pur și simplu cineva vă sună și vă spune asta sau auziți într-un cântec, vă conectați cu cineva care vă iubește. S-ar putea ca persoana aceasta să-și nege sentimentele sau pur și simplu vă reîntâlniți cu cineva cu care înainte relația nu a funcționat sau poate nu a fost momentul și timpul. Avem inițiala O și mai devreme l-am avut pe G, care înseamnă go, mergi, undă verde, cale liberă. Avem un cățeluș, vedeți că l-am văzut. Un cățeluș, exact cum am spus, cu părul scurt. Un
fier de călcat și am spus mai devreme, atenție la arsuri, am spus despre cuptor, dar atenție, atenție la fierul de călcat, la stația de călcat, cum le lăsați, sau la temperaturi ridicate. Q, o finalitate, o coadă, o încheiere. Avem harta, o așteptare, ia sfârșit și mi-a căzut cheia, vedeți? O șansă. O șansă să explorați, o șansă să începeți, sunteți lumea cuiva, numărul acela 21, mâna destinului, o șansă. Alții dintre voi primiți ceva ce așteptați de mult și mai avem inițiala P. O P, o plată, vi se face o plată, primiți niște bani în plus, semnați un contract, primiți banii pe care îi așteptați sau poate voi trebuie să faceți o plată. Aveți de făcut niște plăți, aveți de făcut o listă de priorități și aveți nevoie de un contabil sau să vă sfătuiți cu cineva care se pricepe la aceste lucruri. Și cam atât pentru astăzi, dragii mei. Vă urez tuturor să aveți o zi minunată, zile minunate și să ne reauzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!